Județul Călăraș se află sub avertizare meteo cod galben de viscol până pe data de 28 ianuarie, ora 10. În intervalul menționat se vor semnala ninsori moderat cantitativ cu depunere de strat nou de zăpadă neuniform, iar vântul va avea la rafală 55-65 de km la oră viscolini ninsoarea. Până în acest moment, în județ nu au fost semnalate probleme deosebite privind circulația pe drumurile naționale sau județene. Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Călăraș a intervenit cu 63 de utilaje pe drumurile județene. Nu există drumuri blocate din cauza condițiilor meteo. Izolat s-au înregistrat derapaje, însă drumarii au intervenit ajutând șoferii. De asemenea, SDN Constanța a acționat pe drumurile naționale cu 49 de autoutilaje și s-au răspândit 236 de tone de sare pe DN3, DN3A, DN3B, DN21, DN31 și Autostrada Soarelui. În municipiul Călăraș au căzut 2 copaci peste 2 autoturisme. Incidentele au fost semnalate pe strada Macului și strada Cornișei. Mm-hmm.